Am revenit în direct, suntem și live pe Facebook, pe pagina Vocea Armatei, în studioul Vocea Armatei. Invitat este istoricul și muzeograful Emil Emil Boboiescu. Boboescu de la Muzeul Militar Național. Bună ziua și bine ați venit și vă mulțumim că ați acceptat invitația. Bună ziua și bine v-am găsit. Bun venit, vă spun și eu, domnule Emil Boboiescu, un micuțul nostru, dar prietenos, zicem noi, studio Vocea Armatei. Ați venit astăzi la noi să ne vorbiți despre un eveniment extrem de frumos și foarte mult așteptat. De fapt, de când se termină ediția dintr-un an, până la ediția din celălalt an, noi îl așteptăm, pentru că este foarte frumos. Am înțeles. Vă mulțumesc pentru aceasta. Vom vorbi despre zilele Muzeului Militar Național, care acum ajung la 19-a ediție. A 19-a deja și edițiile sunt mult îmbunătățite. Asta vorbeam, vă spuneam ceva mai devreme, că din amintirile mele, din urmă cu ceva ani, începea dimineața, pe la 9:10, începeau zilele muzeului, apoi la ora 20 terminau. Copiii abia apucau să se urce pe toate tancurile, să participe la toate atelierele la care doreau să participe. Și anul acesta am văzut, ca și anul precedent, înțeleg, zilele muzeului vor dura de la ora 10 până spre seară. Având în vedere ce ați spus și noastră mai devreme și ceea ce s-a observat în edițiile anterioare, și anume faptul că o parte a publicului ajunge în a doua parte a zilei, s-a luat decizia ca anul acesta, începând de pentru ziua de sâmbătă, programul să se prelungească până la orele 17, practic, să fie cam cât este muzeul deschis, pentru că muzeul este deschis 9-17 și pentru prima zi să fie prelungit până atunci, până la închiderea muzeului. Ziua de duminică se va desfășura practic dintre 10 și 2, pentru că la ora 10 și în prima și în a doua zi sunt deschiderile oficiale ale evenimentelor, dar pentru că unele dintre asociațiile de reconstituire istorică trebuie să-și strângă materialele și să se retragă în localitățile lor de reședință, pentru că unii nu sunt din București, va trebui să închidem puțin mai devreme. Însă am dorit să păstrăm acest element de tradiție să fie zilele Muzeului Militar. Deci cine nu poate ajunge sâmbătă, să ajungă duminica, sau cine nu poate duminica, să ajungă sâmbătă, să nu fie o singură zi pentru acest eveniment. Să dea Dumnezeu să fiți ajutați și cu o vreme frumoasă, și cred că va fi, pentru că am înțeles că spre sfârșitul săptămânii se îmbunătățește vizibil, chiar va fi însorit. Din ce am văzut eu pe prognoza meteo, care, bine, urmărește toată Da. lumea, va fi soare cu nori. Acum nu avem o problemă cu nori, problema este cu ploaia, care de obicei cam incubă oarecum anumite activități. Vă dați și dumneavoastră seama că odată publicul nu mai este atât de apetent să vină la o asemenea desfășurare dacă plouă, și în al doilea rând, anumite aspecte de mișcare ale asociațiilor de reconstituire care se mișcă. Anul acesta vom avea și drill team-ul Brigăzii 30 Gardă, E o care va... noutate aceasta, nu? Anul acesta s-a dorit să se dea o coloratură mai largă evenimentului și de aceea vom avea și această echipă a drill team-ului care sâmbătă va face o demonstrație, cum ei știu Ia foarte o zi, bine. Alexandru. Sunt proaspăt întorși din America. Exact. Au participat la Am văzut la Virginia un... International Tattoo. Am observat că urmăresc și eu aceste activități și am văzut că au fost la un tatu militar internațional. Și îi așteptăm și acum și la noi, în curte. Deci copiii vor fi în extaz. Încă un motiv în plus, că e de fapt, ce se întâmplă pentru cei care știu deja și participă de an bun la zilele Muzeului Militar Național, este, n-avem ce să mai spunem, pentru că este o atracție realmente. Curtea muzeului prinde viață. Într-adevăr, noi încercăm să arătăm toate aceste elemente ale istoriei, atât din partea muzeului, cât și din partea părții civile, care vine să arate acest lucru, că asociațiile sunt asociații de pasionați. Noi, din partea muzeului, dorim să punem cât mai mult la dispoziție, cât mai mare cadru și să ne implicăm cât de mult putem. Vom avea și o piesă blindată, un tank T-85, unul chiar capul de serie care se află la noi în curte, care va fi posibil să fie vizitat. Deci, încercăm să arătăm cât mai mult față de edițiile anterioare, astfel încât să fim mereu și mereu mai buni față de ce a fost înainte. Deci o ediție îmbunătățită, cu multe noutăți, cu multe atracții. Vă știm chipul foarte bine din reconstituirile istorice, dar și din, da, de fapt, de cele mai multe ori din părticea aceasta de reconstituire istorică.
vă îmbrăcați în ținutele de odinioară și așa vă știm. Înțeles. Eu sunt liderul Asociației Tradiții Ostășești, una dintre asociațiile de reconstituire istorico-militară pe perioada modernă și contemporană. Vor fi aici zilele acestea. Bineînțeles, fără doar și poate noi la zilele muzeului, fiindcă încercăm să facem un festival multiperioadă, dorim să luăm totul de la daci și de la romani, deci de la istoria antică, până la armata actuală. Vom avea și un stand al Batalionului 313 Cercetare, care va arăta, practic, elementele militare așa cum sunt ele astăzi în Armata României. Haideți să le luăm pe rând. Aceasta consider eu că a fost doar o introducere. În calitate de organizator, unul dintre organizatorii evenimentului, spuneți-ne cum debutează programul unei zile. Evenimentul va debuta la ora 10. În primul rând, am dat o nouă titulatură evenimentului, și anume Militarul Român, o istorie vie multiseculară. Porțile se deschid la ora 9 cu primirea invitațiilor. La ora 10 este ceremonialul care se desfășoară în fața muzeului pe acea esplanadă, unde vor fi reprezentanți ai tuturor epocilor istorice care vor fi aliniați pentru primirea onorului către oficialitatea care va sosi și care va primi onorul din partea Brigăzii de Gardă și implicit a asociațiilor de reconstituire istorico-militară. Și după aceea, după acest ceremonial, va fi o depunere de coroană de flori la unul dintre monumentele care se află la noi în curte, și anume este monumentul fostului regiment 21 Infanterie, unitate care a avut practic cazarmă unde ne aflăm noi acum, unde este sediul Muzeului Militar Național. Monument care este închinat eroilor războiului de independență și campaniei 1913, unde se va ține și un scurt tedeum, după care, bineînțeles, clasica defilare a tuturor elementelor care sunt arătate în fața publicului, și după aceea se intră. O parte a publicului va intra în muzeu dacă dorește să viziteze, sau ceilalți vor putea să intre în curtea muzeului, unde se desfășoară mai multe activități concomitente. Adică trebuie să vă imaginați că nu este un lucru, acum se petrece acest eveniment, acum se petrece acest eveniment. Nu. Între ora 10 și ora 5, fiecare atelier, pentru că se creează practic ateliere împărțite cronologic, cum spuneam mai devreme, își va desfășura activitatea și va arăta fiecare elementul. Adică vizitatorul care intră pe poarta muzeului, după ce a intrat înăuntru, dacă dorește să viziteze pavilionul interior, bineînțeles că este invitat, dacă nu, poate să iasă direct în curte, unde se află aliniate toate standurile acestea prin toată curtea. Adică este și o chestie de descoperire că nu sunt toate aliniate așa ca pe plutoane, ci nu sunt plasate în diverse puncte ale curții, astfel încât să fie cât mai atractive pentru cel care vizitează Muzeul Militar, chiar dacă nu pentru prima oară. Vizitatorul, vă spune din experiența mea, când intră acolo nu știe încotro să se ducă prima dată. Iar dacă vii și cu vreo 2-3 copii, ai încurcat-o, pentru că nu poți să te duci în 3 direcții deopotrivă. Dar acesta este farmecul. Farmecul zilelor Muzeului Militar Național, care realmente prinde viață în aceste zile și prinde viață în toate epocile. Adunați atâta timp, atâta istorie acolo și foarte frumos este că e palpabilă. Sigur că înțeleg, știu că tot muzeul este deschis, atât clădirea din față, unde aveți tot felul de expoziții pe perioade istorice, cât și cele din spate, trăsurile. Muzeul Militar, ca și spațiu expozițional, putem să-l arătăm, zicem așa, în trei mari părți. Odată este expoziția de istorie militară generală. Putem să trecem un pic prin ele acum. Care, practic, orice vizitator care intră, după ce trece de casa de bilete și coboară la demisol, începe o vizitare a tuturor epocilor istorice, începând de la preistorie și încheiind cu armata actuală. Da. Adică vorbim preistorie, istorie antică, războiile dacă romane. După aceea trecem în istoria medievală, formarea statelor feudale românești, după aceea trecem în evul mediu clasic, intrăm în premodernitate, ajungem în după aceea deja suntem la etajul 2, ajungem în epoca modernă, formarea unităților militare, așa cum le cunoaștem noi astăzi, după 1830, bineînțeles, Revoluția lui Tudor Vladimirescu, Răscoală cu Cloșaș Crișan, mai târziu avem și un loc pentru momentul 1848, Unirea Principatelor, Războiul de Independență, Primul Război Mondial,
după aceea coborâm, intrăm în interbelic, al doilea război mondial, ajungem în epoca comunistă și după care terminăm cu epoca actuală. Și aceasta este expoziția generală, împărțită în marele pavilion, pavilionul nostru central, cum îi spunem de altfel, după care se iese în curte, iar în spate se află pavilioanele de colecții. Pavilioanele de colecții care sunt pavilionul de aviație, pavilion de uniforme și armament cu două expoziții. Foarte atrăgătoare. Și în spate, după aceea, ajungem și la pavilionul de trăsuri. Deci asta încercam să vă spun, că avem această împărțire. A, bineînțeles, și parcul de tehnică. Acum, poate că ați menționat asta, faptul că copiii vor imediat să suie pe tancuri. O să-mi fac datoria, ca muzeograf al Muzeului Internațional, să spun că, și este un mesaj important pentru părinți. Știu că este atracția enormă, dar rugămintea este ca aceste lucruri să nu se petreacă. Toată lumea vrea să-și suie copilașul pe o piesă de artilerie sau pe un tank și așa mai departe. Trebuie să înțelegem că aceste piese sunt vechi. Chiar dacă ele se întrețin, sunt exponate în patrimoniul național și, bineînțeles, și în patrimoniul Muzeului Militar, deci al întregii armate a României. Ori, trebuie să avem grijă de aceste elemente, că niciodată nu poți să știi cum un copilaș de 3 ani... Și nu numai, e posibil să cadă sau... Păi asta vreau să spun. Nu poți să știi unde calcă, încă nu știe, nu este un militar instruit care să știe să suie pe piesă. Într-adevăr, pentru tancul care îl face invizitabil acolo, va fi personal care va ghida acest lucru. Deci acolo este personal instruit care va ști ce are de făcut. Dar pentru restul pieselor, înțeleg, mereu există această atracție și, cum să vă spun, este, nu vreau să fim deranjați când să rugăm în modul cel mai plăcut pe părinte sau pe tânărul respectiv să nu facă lucrul acesta. Eu înțeleg atracția personală. Mie mi-e place să mă bag în secunda 1. Mie primul gest pe care îl fac cei da, mici. Dar din cauza faptului că vorbim totuși de niște piese de patrimoniu și există un oarecare grad de periculozitate dacă copilașii nu sunt supravegheați atent de către părinte. Se poate împiedica, se poate lovi. Și atunci de ce să dăm o coloratură negativă unui eveniment pe care noi încercăm să-l facem cât mai frumos? Așadar, acolo unde există un echipament militar, un tank. Exact, acolo unde se află personal și abilitat. Și la dispoziție acest lucru special pentru ca cei exact, mici să existe un element pentru aceasta. Însă, în celelalte cazuri, nu s-a întâmplat niciodată, dar noi vrem să prevenim. Sunt afișate avertizmente, atât vizuale cât și scrise, dar încercăm să instruim publicul vizitator și nu numai pentru acest eveniment, în genere. Să nu se întâmple acest lucru pentru a nu avea loc evenimente negative și o zi frumoasă de weekend care ar trebui să se petreacă într-un mod plăcut din toate punctele de vedere, atât a petrecerii timpului liber, cât și să fie un lucru instructiv istoric. Și să rămânem cu amintiri plăcute. Și să rămânem cu amintiri plăcute, să treacă într-o chestie negativă. Atunci sperăm că acest mesaj este luat în seamă de cei care ne ascultă și transmis chiar mai departe tuturor părinților și mai ales copilașilor. Să vedem cu ce atracții ne mai îndemnați, ne mai așteptați la zilele Muzeului Militar Național, ediția 2019, în curtea muzeului, acolo unde sunt tot felul de ateliere, așa cum ne spuneați. În primul rând, colecționarii, cei care sunt pasionați de tot militaria, felul de suveniruri și nu numai. Militaria, da. Exact, care vor fi plasați chiar pe aleea centrală, cum se iese din pavilion central, pe prima alee, drept înainte. Practic, unde se așează ei de fiecare dată, da. După care, cum vom ajunge în curtea muzeului, vom ajunge la standuri. În primul rând, în stânga, va fi standul Batalionului 313, cercetare. În spate va fi un loc de reconstituire pentru cei care reconstituie al doilea război mondial, armata germană. După care, pe alea care este de-a lungul pavilionului de uniforme și de armament, se vor regăsi standurile dacilor și romanilor, deci ale epocii antice și ale epocii medievale. Imediat în dreapta va fi un stand al armatei napoleoniene și un stand al armatei române din timpul celui de-al doilea război mondial. Puțin mai departe se va regăsi standul armatei române în primul război mondial și a altor armate, pentru că noi în fiecare an invităm o asociație care ne-a onorat de fiecare dată cu prezența, care este Asociația Națională Tradiția din Bulgaria. Și ei mereu vin să reprezinte, da. Știu că anul trecut și poate și anul acesta vor veni atât cu armata bulgară, cât și cu armata franceză în timpul primului război mondial. Deci noi dorim să dăm și o coloratură internațională. V-am spus, avem și războiurile napoleonice reprezentate de o subunitate a armatei franceze. Astfel încât să putem să arătăm o fațetă cât mai largă a fenomenului militar de-a lungul epocilor istorice, pentru că
poate că pentru publicul nostru ascultător sau publicul în genere, fenomenul istoric, așa cum este el studiat în școală, are doar așa câteva puncte, ceva daci și romani, ceva mari domnitori, după aia un pic despre independență, Marea Unire, ceva pe acolo cu al doilea război mondial, epoca comunistă și rămâne undeva în aer. Ei bine, fenomenul ăsta militar și chiar cu implicarea românilor, deci chiar dacă nu exista un stat național român, vorbim de epoca pre-1859, militar român au existat și au fost în mai multe armate, atât ale celor imperiilor înconjurătoare, cât au fost, vorba aceea, ofițeri de etnie română și în armatele franceze în mai multe epoci. De aceea, noi încercăm exact să arătăm lucrul acesta, o diversitate cât mai mare a fenomenului. Trebuie să înțeleagă publicul nostru ascultător că aceasta se face pentru informarea culturală, nu promovează nimeni cine știe ce idei, pentru că mai sunt oameni care văd în asemenea evenimente tot felul de trăznăi care mai de care mai fistichi și imaginează cine știe ce. La capitolul imaginație nu pot să spun că stăm rău. Corect. Dar se va trage, așa e? Bineînțeles. Vor exista și momente în care se va folosi armament replicat de epocă, care se va desfășura pentru uzul, mirosul, privirea, pentru că, vă dați seama, o explozie a piesei de artilerie cu pulbere neagră lasă și o senzație olfactivă, numai vizuală și una auditivă, o trombă de fum lungă de vreo 30 de metri. Doamne, din perioada interbelică, îmbrăcate, costumate frumos pentru evenimentul acesta, vor... În principal, dacă asociațiile de reconstituire pe modernă și pe contemporană vor avea acest lucru în program, probabil, dar vedeți, acum, și zic, haideți să nu deschidem chiar toate surprizele zilelor Muzeului Militar Național, că eu vă povestesc acum foarte frumos, dar vă dați seama că trebuie să las și ceva pentru publicul nostru ascultător să descopere, dacă v-aș spune chiar totul. Păi nu mai avem răbdare, sigur că până la weekendul și zilele Muzeului Militar Național, mai este ceva distanță de astăzi, marți, dar zilele trec repede și ploaia se duce cu siguranță și așteptăm cu nerăbdare acest aceasta eveniment. Aceasta este prima speranță. Da, iar copiii mei deja se interesează dacă pot să tragă cu arcul, dacă mai fac modelaj în lut și... Să ajungem acolo, da. Acum, nu vă supărați pe mine, dar nu pot să vă... Arăt chiar absolut tot. Haideți să mai lăsăm și câteva surprize. Că dacă v-am povestit, bineînțeles. Sunt numeroase și foarte atractive pentru toți. Fiecare stand va avea ceva în plus față de anul trecut. Și de aceea nu vrem să divulgăm chiar totul. Mai lăsăm să existe și plăcerea descoperirii noului în această poveste. Vestea cea mai bună pe care am aflat-o astăzi și o știam de anul trecut este că programul s-a prelungit și durează aceste evenimente până la ora 17. În ziua de sâmbătă, da. În ziua de duminică va fi până la orele 14. Da. Cum spuneam și mai devreme, unii dintre participanți fiind din afara granițelor sau din vari orașe ale țării noastre, adică vorbim de la Oradea până la Constanța, dacă tragem o linie așa de-a lungul hărții median, vom atinge oarecum oameni care vor veni la acest eveniment. Ori aceste elemente trebuie după aceea strânse, pregătite și așa mai departe. Deci, ni s-a cerut și am acceptat, practic, să limităm la ora 14 ziua de duminică. Așteptăm cu foarte mare nerăbdare. Și noi vă așteptăm în curtea noastră... Când va fi drillul, când va avea exercițiul? Drillul va avea loc la început și... Poate, dar asta rămâne noastră să descoperiți dacă va avea loc și mai târziu. Am înțeles. Știu că dumneavoastră colaborați de foarte mult timp cu Brigada 30 Gardă Mihai Viteazul. Anul trecut, la Ziua Porților Deschise, la Brigadă, știu că ați venit cu asociația dumneavoastră. Exact, am fost înținută de sublocotenent de geniu din perioada domnitorului Alexandru Ancuza. Pe lângă asociația mea, Tradiție Ostoșești, au fost și colegii de la Asociația 6 Dorobanți, unde am colegul Roia Șerbănescu din muzeu, care activează acolo și am pregătit împreună un mic stand al armatei române din secolul XIX. Asta am făcut-o deoarece atribuțiile de gardă, la momentul respectiv, cădeau în sarcina unităților militare care se aflau în capitală, cât și altor unități dacă armata se deplasa. Iar dacă vorbim de perioada de început, aceasta 1830-1840, pentru că am avut și un element al armatei Principatului Țării Românești, deci înainte de unire,
această cădea în sarcina oricărei unități militare. Și am dorit, prin modul în care noi ne-am echipat și modul în care noi ne-am prezentat, chiar să arătăm acest lucru. Faptul că tradițiile unităților de gardă încep, practic, odată cu apariția fenomenului militar modern la noi în țară. Adică vorbesc aici de momentul 1830, când se înființează primele unități militare moderne, așa cum le înțelegem noi. Avem 3 regimente în țara românească și un regiment în Moldova de infanterie și atașate fiecare câte 2 scadrone de cavalerie. Și totodată avem artileria, care apare tot atunci, în primă fază, în Moldova. Un tun este dat carantinei Galațiului la 1832 și după aceea, în momentul 1844, crearea primei baterii de artilerie în țara românescă. Anul acesta veți mai colabora cu Brigada 30 Garda pentru Ziua Porților Deschise? Bineînțeles. Da, este, nu știu, când spui militar, spui uniformă și ei sunt reprezentativi. Da. Foarte corect. Sunt unitatea frontă de reprezentare a armatei României în acest moment. Chiar am început la debutul discuției noastre să vorbim despre activitatea care s-a petrecut în Virginia, în Statele Unite, unde ei s-au prezentat cu mare... Chiar întâmplător, unul dintre cei care au fost acolo a venit la o recunoaștere și la prima întrebare care am pus, zic, domne, cum a fost? Și omul era extraordinar de extaziat. Cât timp durează pregătirea acestor evenimente? Mă refer la zilele Muzeului Militar Național. Vă puteți imagina că durează câteva luni bune. Începem să demarăm toate elementele, trimitem invitațiile către asociații, unii răspund, alții ne spun cu părere de rău că anul acesta nu pot fi alături de noi. Știți cum e, fiecare are propriul program. Bineînțeles. Și asociațiile acestea de reconstituire istorică, mă gândesc la ele pentru că dacă noi am cei mari, să zicem, care am terminat studiile, am trecut prin școli, am învățat vreun nevrând istorie, însă cei micuți, cred că cel mai bine învață istoria așa, văzând-o. Și dacă în carte o vezi într-o fotografie, atunci, în asemenea momente, și sper că nu sunt unice, descoperi, să vezi un soldat, un dac trecând pe lângă tine, să-l pipăi, să îi pui întrebări despre epoca în care trăiește sau despre obiceiurile din vremea lui, cred că rămâne, este cea mai bună informație pentru un copilaș și o duce cu el toată viața. E cea mai bună carte de istorie. Într-adevăr, trebuie să înțelegem că fenomenul de reconstituire istorico-militară a apărut în Statele Unite cu războiul de secesiune și culmea, se pare că primele asemenea evenimente au avut loc chiar înainte de 1900. Se pare că prima întrunire în care s-au echipat în vechile lor uniforme sau au luat alți voluntari și s-au jucat un pic pe teren, a fost undeva pe la 1890. Deci fenomenul reconstituirii istorico-militare are o vechime considerabilă. Și într-adevăr, cum spuneți și dumneavoastră, chiar acum în era informației în care într-un simplu telefon putem să avem acum ceea ce înainte se afla probabil într-o bibliotecă cu kilometri liniari de hârtie, tocmai prin acest motiv că totul este electronizat, poate că partea cealaltă, e cea mai deschisă de a vedea în tridimensional și nu cu ochelari 3D, ci de a avea senzația în sine, reconstituie cât mai fidel cu putință. Acum vă dați seama, nu poți să reconstitui, să stai nespalat 2 săptămâni ca să ai toată senzația păi completă a momentului respectiv, dar lăsând așa puțin numai la o parte, fiecare care vine acolo și își asumă aceste roluri, dacă doriți, încearcă să fie cât mai fidel. Poate chiar și în materie de limbaj, în materie de adresare, în mișcare, în absolut tot ce. Noi care suntem pe epoca modernă și contemporană, stăm și studiem regulamente militare, care mai sunt pe la arhivele militare, sunt pe la noi, prin biblioteca MMN-ului și așa mai departe. Astfel încât să încercăm, căutăm memorialistică, piese originale, câte mai sunt, că mai apar pe la colecționar, pe la unii, pe la alții. Deci, cum să vă spun, sunt aceste elemente cât se poate din până și cât mai fidele cu putință. Cei care sunt în epoci mai vechi, vă dați seama că trebuie să studieze alte tipuri de surse care sunt poate mai ușor sau mai greu de accesat, depinde de caz. Fiecare epocă istorică are părțile ei bune și părțile ei proaste din acest punct de vedere. Și toate din pasiune, nu pentru altceva. Bineînțeles. Dar aceste asociații de unde își primesc, adică de unde au bani pentru deplasări, pentru îmbrăcăminte, pentru...
fiecare asociație se autofinanțează. Adică, eu vă spun cum este cazul la mine, că suntem un ONG-ul, din plata cotizațiilor, oamenii își procură echipamentul singur, anumite piese de echipament se procură pe asociație, că la anumite evenimente putem să primim o sumă de bani conform legii, însă aceasta nu o dăm oamenilor, ci o introducem în dezvoltarea echipamentului și așa mai departe. Și așa se întâmplă la toată lumea. Da. Adică ceea ce noi strângem, folosim pentru a dezvolta pasiunea. Că o faci din pasiune, nu e o slujbă, e un hobby. Atât vreau să mai am o curiozitate, evident. Unde vă mai putem vedea în afară de zilele Muzeului Militar Național? Păi, tocmai vorbeam mai devreme că în București vom mai fi la Brigada de Gardă, va mai fi un eveniment legat de deschis o altă... publicului larg, la Brigada de Gardă, da. Nu știu dacă va fi... Va fi ziua porților deschise. Deci știu că sunt porți deschise, deci toată lumea poate să ne vadă acolo. Vom mai avea un eveniment în centrul orașului legat de târg al colecționarilor de efecte de Ministerul de Interne și vor mai fi și alte evenimente unde vom fi invitați atât în București, vrem să facem și o deplasare în străinătate la o reconstituire istorică de al doilea război mondial în Slovacia, unde acolo armata română se bucură de un mare respect. Este absolutamente surprinzător. Există slovaci care se îmbracă în uniformele armatei române de al doilea război mondial și reconstituie local armata română în bătăliile de la finele cel de-al doilea război mondial. Iar există cimitire românești în zonă, există monumente închinate armate române, există case pe care există plăci comemorative unde scrie în cehă sau slovacă, că vorbim și de cehia și de slovaci, unde scrie aici s-a aflat comandamentul armatei române, întâi în cehă și în slovacă și după aceea în românești. Cinstite cum se cuvine. Exact, și păstrate ca atare. Da. Un subiect foarte interesant și acesta, inedit, și vă așteptăm, sperăm să ne spuneți și nouă din vreme sau când vă întoarceți de acolo ce s-a întâmplat, cum să veniți alături de noi să ne povestiți. Cum veni cu un bagaj întreg de povești. Abia așteptăm, sunt absolut savuroase și ne place foarte mult excursia aceasta, înapoierea aceasta în timp, alături de dumneavoastră. Plăcerea este de partea noastră. Mai ales alături de Muzeul Militar Național, care, iată, ne invită la zilele lui în acest weekend. Vom mai vorbi, vom reaminti, vom păstra din discuția noastră și o vom redifuza. Și ce să vă spun, așteptăm cu mare nerăbdare, în primul rând, să ajungem acolo. Cum să nu, noi vom fi deja prezenți și vă așteptăm cu porțile și brațele deschise. Mulțumim! Așadar, pe 11 de la 10 la 17 și și duminică pe 12 de la 10 la 14. Muzeul Militar Național își deschide porțile. Alături de noi a fost unul dintre organizatorii acestui eveniment, evenimentul din anul acesta, Emil Boboescu. Mulțumim din suflet că ați acceptat invitația noastră. Știu că sunteți așteptat la muzeu, probabil de multă lume, pentru că tocmai la asta munciți cu vârf și îndesat zilele acestea. Sunteți pe ultima 100 de metri. Așa că vă mulțumim de două ori că ați venit alături de noi și vă dorim spor în continuare și să ne revedem cu bine în weekend. Vă mulțumesc și eu pentru ocazia care mi-ați oferit-o de a promova evenimentul pe care noi îl pregătim și sperăm ca publicul privitor sau ascultător să ne calce pragul în numere cât mai mari. Vă mulțumim încă o dată și nu uitați pe 11 și pe 12 mai zilele Muzeului Militar Național. Mai rămâneți un pic alături de noi și vă invităm și noi acum să ascultați un cântec. Kiss Crazy Crazy Nights la Vocea Armatei.